Deac, Păun, centrare deviată a lui Păun, lovitură de cap și foarte aproape de gol de Beliuh. Susici. Susici, la sigur Ionson, gol, Sestor. 1-0 CFR din minutul 18, fază foarte bună și înscrie Mike Sestor. Fază excelentă. De 2 ani nu mai punctase Sestor pentru CFR Cluj. În campionat a înscris și împotriva celor de la Floriana la Valeta în august anul trecut. Este a treia reușită pentru fotbalistul venit de la asta. Zero și cred că lucrurile sunt deja clare. Acțiunea lui Rosa, pasă bună, atenție la această fază. Ho-ho, dublă ocazie imensă, Kike, Gomez și Brito. Nici Arlauskis nu intervine grozav, șutul este slab. Mă așteptam să apere mai bine lituanianul. Se accidentează Brito acolo, este o situație în care o echipă mai bună ar fi marcată cu siguranță. Jocul continuă, sus și a salvat acea minge, iar Deac, răzdea la poartă, iese până la urmă o centrare. De Beliuh îi pune mingea lui Kipciu, care trage din întoarcere și respinge Soler. Putea să fie 2-0, drept o fază cu destul hazard în ea. Kipciu. O minge la care Graufas nu sare bine și scapă spre poartă Rosa. Rosa îl întoarce pe Sestor. Cum se scrie istoria, Slovan Bratislava a ratat un penalti și imediat Young Boys Berna a făcut 2-0. Aici este o ocazie imensă în care, la care Rosa și-a arătat limitele. Nici n-a apucat să șuteze. Pentru CFR Cluj este important să câștige acest meci. Ei, ei, intervenția lui Sestor la o fază la care Kike Gomez nu reușește să tragă. Cred că este offside, dar steagul a rămas jos. Dacă ar fi existat VAR, probabil că s-ar fi dat poziție de offside. Excelentă intervenția lui Sestor. Ce șut sens! 2-0 CFR Cluj în minutul 58. Execuție excepțională a lui Sigur Ionson, care a marcat și împotriva lui Boras Bania Luca. Nu știam că Sigur Ionson bate în așa manieră loviturile libere. Vin cu curat. Încet, încet, Sigur Ionson începe să devină și marcator. Kipciu joacă din prima cu Sigur Ionson. Susici, foarte frumoasă această fază. Șutul lui Păun. Cu pământul peste bar. Da, CFR Cluj pare să se dezlănțuie. Susici. Lăsată de Toscano. Arlauskis intervine încă o dată în fața lui Kike Gomez, jucătorul care a avut cel puțin 3 mari ocazii de a înscrie. Aici este chiar o paradă remarcabilă a lui Arlauskis. E de pe colțul scurt, dar putea să se lase păcălit.